Bună seara și bine ați revenit cu programul la profesoară cu probleme de matematică la geometrie și algebră. Mi-a rămas de testul 64 și la pagina 45. Subiectul 3, da? Da. Problema 1. O grădină are forma unui pătrat cu latura de 16 metri. Deci, un pătrat cu latura de 16 metri. În ipoteză, avem că L de 16 metri. Suprafața ei se împarte în 4 pătrate. Cum o împărțim în parte? Deci, vorba de pătrata de... Deci, hai să zicem așa, în ipoteză, avem ABC de pătrat. ABC de pătrat. Zice că suprafața ei, a grădinii, se împarte în 4 pătrate și în fiecare din acestea se înscrie câte un cerc. Bun. Hai să facem și aici figura. Un pătrat. Latura de 16, A, B, C, D, și dacă o împărțim în 4, cum vine AD? Ar trebui să luăm mijlocul. Așa, de ce și apare? Și după aceea. Și mai luăm mijlocul lui AD și lui BC. B și Q. Da? E B și B, Q. Și în fiecare pătrat se înscrie câte un cerc. Faptul că scriem un cerc în pătrat, cum vine el așezat? Tangent laturilor. Nu scriem așa, scriem un pătrat așa. În cerc vine. Ci el trebuie să fie tangent laturilor. Cum faci și la triunghi. Și ca să fie tangent laturilor, știți unde ar fi punctul de tangență? Hai să zicem O. Mijlocului din... Mijlocului PO, mijlocului PD și mijloc așa. Deci cercul trebuie să-l vedem în felul ăsta. Tangent, dar punctul de tangență aici. Da? Așa trebuie. Iată că am scris în... În fiecare cerc. Cercul scris în partea cealaltă la fel. Ele sunt tangente, două câte două cercurile, da? În mijloc aici, da? Iată punctele de tangență. Și iarăși punctele de tangență. Deci, într-un pătrat cu latura de 16 se împarte în 4 și el în fiecare pătrat. Că fiecare doar în urmă. Secare, nu? Aceeași. Aceeași rază? Da. Poți să-ți dovedești asta? Deci, el întreabă dacă cercurile sunt egale. În sensul ăsta, că este aceeași rază. Da. Da? Ce părere ai? E adevărat? Păi așa zic destul. Da, vine un argument, spui de motivul păi ăsta. Păi e pătrat și... Așa. Arată că e aceeași rasă. Păi rasă e jumătate din latura pătratului mic și așa era toate, pentru că pătratul... Sigur că da. Deci centrul de aici are... Până aici, da, până la punctul de tangență și toate punctele de tangență, de fapt, ăsta este diametri. Și cât latura pătratului aici. Și latura pătratului, dacă tot era 16, am împărțit-o în 2, 8, 8, și raza este de 4, nu? Da. Raza de 4. Și asta se întâmplă peste toate. Este în cercul de aceeași rază. Zice că în interiorul cercurilor se plantează trandafiri, iar pe terenul rămas, iarbă. La mix 10 știm că fiecare trandafir
are nevoie de 0,45 metri pătrați, aflați câți trandafiri se pot pune? Un trandafir. Da. Trandafir. 0,45 metri pătrați. Ar trebui 0,45 metri pătrați. Da. Aflați câți trandafiri se pot pune. Așa. Și zice că pi egal 3,14. Deci pi mi se dă 3,14. La B? La B. Determinați area zonei acoperite cu iarbă. Deci zona cu iarbă. Și cât este mare, care e suprafața zonei. Și C? Arătați că distanța maximă. Distanța maximă dintre două tufe de trandafiri este mai mică decât 20 de metri. Distanța dintre două tufe de trandafiri, da, distanța maximă. E mai mică de 20 de metri. Deci distanța dintre... Să luăm mai două puncte. Trandafir D1 și D2, trandafirul 1 și trandafirul 2, deci două. Distanța maximă. Maximul distanței. E mai mică decât 20 de metri. Mai mică decât 20 de metri. Și mai mică, în paranteză, că 1,41 e mai mică radical de 2 și mai mic decât 1,42. 1,41 mai mic decât radical de 2 și mai mic decât 1,42. 1,42. Nu, radical de 2 la mijloc. Radicale 2 cuprins între, da? Radicale 2 între 1,41 și 1,42. Cu mai mică trebuie, da? Da. Deci, el este minunat că e mai mic decât 1,42 și mai mare decât 1,41. Porțiunea cu trandafirii are între cerc, nu? Aflăm câte are cercul în urmă. Nu, în fiecare cerc se pune trandafir și restul iarbă. Și asta, da. Spune el. Deci, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, pi r pătrat, deci, plus 4 cercuri de aceeași. Deci, pentru punctul A, ca să aflăm câți trandafiri sunt, pentru punctul A, ce o să facem? O să aflăm marea unui singur cer și unul singur patru. A, așa, deci area cercului egal cu pi r pătrat și egal cu pi raza de câte ori? Ba nu, 4. 4, da, pătrat. 16 metri pătrați. Deci 16 pi metri pătrați este a unui cerc. Da. Da? 16 pi metri pătrați. Și acum, cum noi avem 4 cercuri, mulțim cu 4. Exact. Suprafața. Cu trandafir. Este egală cu de 4 ori 16 pi metri pătrați. Și atunci face 64 pi metri pătrați. În locul de 3,14. Da, ca să vedem, așa e de altfel, nu? Da. Deci, egal cu 3,14 ori 64. Ce vedeți că face? 200,96 metri pătrați este toată suprafața cu trandafir, da? Da. Și acum... Că spune că are nevoie de 0,45. Da. Și la 0,45. Deci 200,96 metri pătrați, învățăm la 0,45 metri pătrați, va fi egal cu? Egal cu 446,57. 446,57. Dar nu prea nu poate să fie... N-ai mulțit cu 100 și într-o parte și n-alta? Deci nu poate să fie... 440...
de trandafir și jumătate. Atunci e 2006. Mai știu o dată, 2006. Hai să facem, dar nu aveți voie. Nu aveți voie să fiți cu calculatorul. Cum facem împărțirea asta? Împărțim cu 100. Deci, practic, împărțim pe 2006. Ce ar fi ăștia? 2,096 metri pătrați, dacă mulți cu 100. 100? Metru, decametru... Ar fi decimetri. Ar fi decimetri, da? Că sunt mai mulți. Deci sunt decimetri pătrați, da? Decimetri pătrați, împărțit la 45 decimetri pătrați. Ia să vedem. 45, 200... Tot cu virgulă, da? Da. Deci, întrebarea era câți trandafiri, nu? Da. Se pot... Păi atâta, 446. Și virgula aceea n-am ce să-i fac, că nu pot să... Deci, 446... Cel mult 446 de trandafiri, nu? 446 trandafiri. De zona cu iarnă? B din area pătratului scădem cercurile. Așa. Deci la punctul B, din area pătratului, area suprafeței cu iarbă, înseamnă, de fapt, 256, adică 16 la pătrat, da? 16, la, 16 metri la, totul la pătrat, și minus de 4 ori... Minus 264. Asta era. Minus 296, da. Da, minus 200. De 96 metri pătrați și 256 metri pătrați minus 200,96 metri pătrați. O să fie cât? 5,004. Deci, dacă 200 s-o termași, din 56, dacă scădem pe 96, fac 55,04. Deci, 55,04 metri pătrați. Asta e suprafața cu iarnă. Acum, trebuie să arătăm că distanța din, maximă dintre doi trandafiri, dintre două tufe de trandafiri, este mai mică decât 20 metri. Distanța dintre două tufe. Da. Cum gândim aici? Dacă am notat cercul ăla cu ceva. Cum vedeți, trandafirii aceștia au nevoie de 0,45 de metri pătrați. Da? Adică el se cultivă acolo și în jurul lui ar avea nevoie de suprafața asta, 0,45. Adică mai puțin de un metru pătrat, nu? De o jumătate de metru. Mai puțin de 0,45, mai puțin de 0,5 metru. Deci, de asta, maximul distanței e mai mic decât 20 de metri. Între două tufe. Ce înțelege de două tufe de trandafir? Deci s-a pus firul acolo și el crește, nu? Ca o tufă. Și important este rădăcina. Că la asta se referă de rădăcină cele. Când s-a plantat roma, s-a plantat trandafirii aceștia. Cum
din aici, maximul distanței, e mai mic decât 20 de metri. Dacă mi-am dat punctele alea de picior cu ceva. Da. Dacă îți dă area ta de nevoie, are nevoie în trandafir. Nu poți să afli în federanță. Să ne folosim un pic de aia cu 1,4 și nu mai vin din care aici. Radical de 2 se cuprins între 1,41 și 1,42, dar dacă ajunge la cap. Unde este, unde apare radical de 2? Nu apare, cred. Deci trebuie să gândim, să vedem dacă în calcul apare radical din 2, atunci gândim, poate, singur. Maximul distanță dintre două tupe este mai mic decât 20 de metri. Deci trandafirii doar în cercuri se pun, nu? Asta îți spun. Da. Doar în cercuri. Cum vă imaginați? Da, da, noi cum ne-am întrebat eu. Cum vă imaginați că vor fi puși trandafirii de ăștia? La o distanță de... Ca să ocupăm toată suprafața asta. Deci să o putem ocupa cu trandafirii. Cum vă imaginați? Din numărul de trandafiri, vă țin la un cer din ăla, să vedem câți trandafiri aruncă pe ea. Într-un cer. Deci trebuie să stabilim că acum credeți că sunt repartizați trandafirii. Nu sunt aruncați așa ca aiurea, nu? Ci pentru a avea posibilitatea să putem exploata la maxim. Da? Să exploatăm la maxim. Atunci trebuie să gândim într-un anumit mod. Cum sunt repartizați ei?
că suntem în perioada de antrenament, da? Și la perioada asta de antrenament venim cu păreri, suntem în fața, nu neapărat subiectul acesta poate să apară, pentru că el poate să fie gravit de o dificultate mai mare. De regulă nu se dau subiectele așa tipărate acolo, ci la un intermediu. Să strecoare și pe un subiect, să zicem, mai tipărat, dar în general să merge pe nivel mediu. Un subiect sau două. Dacă mi-am amintesc bine la subiectul acesta, testul acesta, subiectul 1 și S2, a fost destul de interesant și partea de algebră și ce mai avut. Iată și geometria aici se dovedește a fi destul de interesant. Voi, acasă, în perioada de antrenament, cum obișnuiți să lucrați în momentul în care te apreți un subiect, stai și ce încerci să faci? Vezi dacă nu-ți vine nicio idee, încerci să te inspiri, să spunem, de manual. Să vezi dacă înțelegi, să știi ce este important și dacă înțelegi soluția. Da, dar este greșit. Pas. Bun, sunt și greșit, dar nu neapărat și aici va fi o greșeală, dar măcar ideea, poate prin ideea și faci corecturi. Deci ceva să faci, ești în perioada de antrenament. Înainte de a intra, să spunem, în competiții, orice sportiv face perioada de antrenament, are perioada de antrenament când trage și tot și îmbogățește informația, da? Și pune la punct pregătirea. Deci, așa nu aveți nicio inițiativă în momentul de față. Dacă trecem diagonala în pătrățelul ăla mic și... Deci diagonala în pătrățelul ăsta mic aici, da? Și diagonala trece sigur prin centru, da? Da. Și aia doar ar fi radical din 2. Diagonala asta, în pătrat, este? Toată diagonala e o radical din 2. Eu practicat din noi că asta este cât? Da. Este 4, 8, 8. Și atunci vine 8 radical din 2. Pot să ajut? Că m-am întrebat. Da, v-ați uitat un pic. Da. Să-i lăsăm și pic, că început să ai o idee. Da. Și știm raza, deci știm diametrul cercului. Deci știm diametrul cercului, care este cât? Diametrul 4 și cu 4, nu, e 8. Diametrul cercului e ăsta de aici. E 8. Da? Diametrul cercului. Să facem teorema fundamentală a semnului. Cine se asemne cu cine? În A, M, O. A, M, O. În A, M, O, am dus un fel de perpendiculară pe O, M. Da. Dar să urmărim ce inițiativă are diagonala asta, poate să fie o idee interesantă. Ce vrei să încerci? Diagonala scădem diametrul și ne rămân cu cele două care trebuie să fie egale. Sigur că da. Era toată 8 radical din 2, am scăzut pe 8 și vine cât? 8. Radicalul 2 minus 8, dă pe 8 în factor cu 1. Și 8 pe lângă radical. 8 pe lângă 1, pe lângă radical din 2 minus 1. Nu? Pe lângă radical din 2 minus 1. Și bucățica aceea o împărțim la 2, da? Te gândești așa. Și ai aflat cât ar fi distanța asta. Da. Sau bucățica de jos. Sau bucățica de asta de jos. Dar tu, de fapt, ce îți propui în final? Cu chestia asta. Să aflăm distanța de la punctul ăla, de pe cel la punctul celălalt. Așa, de bucățica asta micuță, da. Și cu asta la fel. Da. Și unde ar fi trandafirii? Unde ei pun trandafirii? Ca să fie la distanță maximă. Deci trandafirii, asta am zis. Nu se distanța maximă dintre trandafiri, nu trandafiri dintr-un cerc, din tot pătratul, de fapt, se referă. Înțelegi? Deci nu numai dintr-un rond din ăla, din tot pătratul se referă distanța maximă.
Și atunci unde îi pune trandafiri ca să fie distanța maximă? De la A la O. De la A la O, așa e repartizatul, nu? E diagonala la asta. Pentru a intra cu ei totuși în cerc, la urma urmei. Da? Pentru a rămâne în cerc. Că n-ai voie să ieși cu el la afară. Da. Nu mai în cerc. Da. Și pe segmentul ăsta, pe partea asta, să zicem, unde e bunul un trandafir? Tocmai acolo. Chiar în punctul ăsta și intersecție da. Bunul trandafir. Încă unul aici, da? Da. Ei. Să le diametru. Și la fel n-ai pune și în rotul următor? Și în rotul următor, dar poate să zic că să zicem și aici, nu? Da. Și pe partea asta altă să încerci. Și ai pune un trandafir aici și un trandafir aici. Și am împărat să mai formează acolo un pătrapic. În mod categoric, cât privește relația care am ținut noi, 446 de trandafiri, avem depus trandafiri acolo. Da. Și în rotul de sus. Sigur că pot pronunce asta. Așa. Deci asta o pronuncesc, diagonala asta până aici, în partea asta, și iar așa intră la tine aici, la tine aici. La fel poți să faci pe partea asta, altă, nu? Deci este simetrie și am așa aici, am așa aici. Am să pun cu alte culoare. Hai să punem cu roșu. Deci aici, aici. Și... Dar putem să prelungim? Păi, dar nu e prelungire, merge perfect cu prelungirii. E diagonala pătratului mare, da? Diagonala pătratului mare și sunt diagonale și pătraturile, pătratele mici. La fel, aici, aici, sigur că de pe cealaltă și aici ar fi. Dacă am unit toate punctele, ar forma ceva? Pe, nu ne grebe să reunim. Deocamdată, cam asta ar fi, să zicem... Roșu ar fi tufele. Cu roșu ar fi tufele de trandafir. Și care ar fi distanța maximă de tufele? De la A de jos în colț. Hai, zi la... De la de jos în post până la ce sus de tot? Fără bucățica care o calculăm în Maria. Deci, distanța de tot. De la la ce sus? De la A până la ce sus de tot. De la A până la ce? Fără da. Deci, distanța maximă dintre două tufe. Adică dintre tufa asta și tufa da. Cealaltă, da. Fără bucățelele astea mici, nu? Da. Și asta toate cât este? 16. 16 la care 2. 2. Și minus acele două mici. Da. Și acum o să aflăm. Deci, și acele mici cum le aflăm? Cum am zis că le aflăm? N-ai și aflat? Din diagonala la pătrat cu mic, scădem diametru și uită... Da, din diagonala. Da, poate mă aflată pe 8 radical din 2, scădem pe 8 și face 8 pe lângă radical de 2 minus 1, totul pe 2. Totul supra 2 este A, S, da. Să zic. A, T, 1. De la A până la primul trandafir. Deci, 8 pe lângă radical de 2 minus 1 pe 2. Se simplifică 8 cu 2 și să fie 4 pe lângă radical de 2 minus 1. Și egal cu 4 pe lângă radical de 2 minus 1. Totul de mulțit cu... O secundă. 4 pe lângă radical de 2 minus 1 este A egal cu A T1. A T1. Și de la T1 până la T, să spunem aici, T, la
firul de pe colțul, hai să zicem, de indice C și ăsta de indice A. Adică trandafirul dinspre colțul lui A și trandafirul dinspre colțul lui C, am notat câte C. Cea mai mare distanță dintre două tufe care poate să se întâmple, pe diagonală se întâmplă și este din toată diagonala, scădem pe asta, pe cele de două ori este mici. Nu? Adică... ATA, a spus acum, de mult. ATA. ATA. Da. Și care e egal cu CTC. CTC. Care e egal cu CTC. CTC. Adică distanța de celălalt trandafirul din colțul său. Și acum, din toată diagonala din AC, deci distanța maximă, da? Maximul distanței dintre TA, TA și TC, deci distanța mai întâi și asta e cea mai mare, distanța de azi pe C, este egală cu diagonala mare, care e 16 radical din 2, minus... Minus 4 pe rândul radical de 2, minus 1. Adică, fără să mai simplificăm pe 2. De 2 ori, e 8 radical din 2, minus 8. 8 pe lângă radical de 2, minus 1. Minus 8 pe lângă radical de 2, minus 1. Și acum mai ies un 8. Și iese un 8 în factor comun. Și o să fie 8 pe lângă. 8 pe lângă. Radical 2 radical de 2. 2 radical de 2 aici. Sau pur și simplu efectuai. Minus radical de 2 plus 1. Și minus din față schimbă. Și face egal cu 8 pe lângă. Radical din 2 plus 1. 8 pe lângă radical din 2 plus 1. Dar trebuie să arătăm că mai mică decât 20 de metri. Decât? Nu ești așa. Noi am calculat. Și acum să plec un pic la aia cu 1 pe lângă tot așa, nu mai mult. Așa, plecăm de acolo. Cum radical din 2 este cuprins între 1,41 și respectiv 1,42. Adunăm în 1 în ambii membri, ca să construim radical de 2 plus 1. Da. Deci, plus 1, 1. Și o să fie 2. Plus 1, da. Da. Și vine 2,41, mai mic decât radical de 2 plus 1. Așa, care e mai mic decât 2,42. Acum mulțim cu 8. Mulțim totul cu 8. Da. Și să fie 8, 4 ori 2, 8 ori 4, 32, 2, 8 ori 2, 16 cu 3, 19. 19,29. 28. 28, e mai mic decât 8 pe lângă radical din 2 plus 1. Mai mic decât, putem o să o lege pe 36. 19,36. Și 19,36 e sigur mai mic decât 20. Mai mic decât 20. Și gata, am arătat că distanța asta e mai mică decât 20. Da? Noi am fost și mai precis. Mai precis. E cuprinsă distanța între 19,28 și 19,36. Deci suntem cu o precizie de sutimi. De la 8 până la 36 de 8 sutimi. Deci distanța am calculat atât de riguros, dar ne-am bazat pe lucrul acesta care are 2. Dacă autorul nu ne dădea asta, ne rămânea în stat și la noastră treaba asta. Că după ce am găsit distanța, ca fiind 8 pe lângă radical 2 plus 1, pe radical din 2 e la aproximat 1,42 chiar. 1,41 și mai are 10 male. A, și de
Și atunci ziceam, e mai mică decât 1,42 și majorantul se face 19,36, e majorant ăsta. Adică e dincolo de valoarea distanței respective. Și în final ne dăm mai mică decât 20. Și dacă lăsăm așa la examene, punctează maxim? Cum adică să fie notat? Păi da, asta este răspunsul. Da? Deci, am plecat aici, asta am spus că e distanța, distanța dintre TDA și TCR. Și cea mai mare distanță? Că sunt astronauti pe aici. Oricum, dar e, de ce trebuie să mă gândesc? De ce pun și aici și pun și acolo? Pentru că am grijă să distribui trandafirii așa fel, ei vor fi concentrici. Ca să-i poată, asta vreau să de aici, vreau să ne-am cu căpuri de probleme. Deci ca să exploatăm riguros suprafața asta, care trebuie bine repartizată, începem să punem trandafirii și punerea lor să face ordonat, concentric, da. Ăsta, pe o cât trebuie să aibă în jurul lui, să aibă o suprafață de 0,45. Vedem cât înseamnă 0,45, mai puțin pe urmă următorul și așa mai departe. Aici nu-l pot pune imediat și nu-l pun, ăsta e comun punctul de tangență, da? Punctul de tangență e trandafirul care e și acolo și acolo. Ei, și așa se începe repartiția. Cât are raza? Are cât aici? 4 metri, da? Fiindcă are 4 metri și l-am pus aici. Câte cercuri concentrice crezi că vor avea? 4. Eu zic că vor fi, fiindcă până în... 0,45 înseamnă asta. Mai puțin de jumătate de metru. Da. Deci, numai așa vor fi puși, începând cu trandafirul din centru, câți? Cel puțin 8. Că e 45 de metri pătrați, ne gândim la acești 4 metri, la o jumătate de metru puși, așa. Deci, cel puțin, cât am spus, 4 cercuri concentrice acolo. Și, în felul ăsta, văd exact, dar bine, nu asta autorul mă cercetat, nu să-mi spună, să ceară distribuția. Însă eu mi-am pus problema asta a distribuirii pentru faptul că neapărat trebuie să am o rețetă de aranjare a trandafirilor ca să o putea de suprafață. Nu să am 3-4 într-un cerc, alți 3-4 într-un cerc, nu. Ci știind că am această nevoie pentru dezvoltare de 0,45 metri pătrați, atunci am grijă să fac așa, cum spuneam, concentrici, cercuri concentrice și să mă surprind că aici voi pune un trandafir. Că aici voi pune un trandafir. Care, nu, pe diagonală, făduse, intră în lucruri radical din 2 acela. Și din 16 radical din 2, scad tot diametrul ăsta. Și aflu bucățica asta de aici, ați văzut cum am gândit, mai am gândit o practic din cercul de aici. Și am scăzut și împărțit la 2, dar pe mine nu mai împart la 2 pentru că ați văzut de ce. Am și bucata asta și bucata asta pus acolo. Și așa că asta a vrut autorul să vadă. Subiectul destul de frumos. Nu se referă la distanța dintre două tufe alăturate. Păi, distanța maximă. Da. Adică îl surprinzi pe ăsta în colțul dinspre C și pe ăsta în colțul dinspre A. Pentru că cineva poate să întrebe așa. Păi da, dacă vă pun aici, cum este ca mai dreapta? Răspunsul corect este că distribuția se face așa fel, încât am 0,45 ăsta.
Cu 0,45 ăsta te obligă să începi să le plasezi așa și pe cercul concentric și aici la B1. Deci, la întrebarea cum repartizez, care era întrebarea de bază cu care încep, pentru exploatarea maximă a suprafeței acelea, trebuie să mă situez cu trandafirii, un trandafir aici din colțul lui A, cât mai aproape, dar pe cerc, și în colțul lui C, pe cerc. Și în felul ăsta încep să înțeleg că ăștia sunt cei mai trandafiri la cea mai mare distanță cu putință. Că sunt și aici, uitați, apropiați, cât unul pe aici, unul pe aici, dar nu ăștia, nu la doi, la întâmplare. Cei mai îndepărtați cu putință. Da? Distanța dintre cei mai îndepărtați trandafiri. Și asta este. Da? Subiectul a fost desăpat interesant, dar vedeți de ce am înțeles eu de problema asta. Că trebuie să am răbdare, să înțeleg bine problema, o citesc mai mult de 2, de 7, de 9 ori, până când încep să muști bine ce încere. Cea mai mare distanță posibilă dintre doi trandafiri. Care sunt aceia? Unde s-ar afla? Ei? Unde s-ar afla? Ei sunt foarte mulți acolo, dar doi dintre ei, iată ăștia cei mai îndepărtați, cum sunt și ăștia cei mai îndepărtați. Da? Deci, în momentul acesta, am pornit problema, am gândit, am rupt-o și mi-am permis să spun că da, o pot face. Să mergem la următor. O piesă are forma unui punct de contact. Deci mergem la 2, da? Are forma unui punct de con, dimensiunile, iar mic 6 cm, iar mare 10 cm și înălțimea de 20 cm. Deci, în ipoteză, am un punct de con circular, cred, da, prin de con. Da. În cam iar mare. Rămic, rămare 10. Centimetri, pierdic 6 cm și înălțimea 20 cm. 9 cm, da? 20. Din interiorul piesei se scoate un cilindru circular drept, ce are diametru 4 cm. Zice că din piesa asta, din interior, se scoate un cilindru circular drept, cu diametru de 4 cm. Bun. Hai să facem și noi. Deci, extragem un cilindru circular cu diametru 4 cm. Cu diametru egal 4 cm. La concluzie se cere. Diametru. Adică...